Ne întoarcem la alt punct de vedere. Și mergând apostolii din loc în loc și propovăduind Evanghelia lui Hristos după tragerea la sorți, ce se întâmplă? Se botează Corneliu cu toată casa lui. Și aici putem întreba retoric, nu ca să greșim sau să zâmbim. A băgat casa în apă? Nu. Soție, familie și copii. Ce au spus noi, cei adulți ne botezăm și pe copiii lăsăm așa, sub nicio formă, așa să vă arăt argumentul. S-a botezat Ștefana cu toată casa lui. La fel, a băgat casa în apă? Nu. Soție, familie și copii. S-a botezat Lidia, cea care vindea porfiră, cu toată casa ei. Femeie, copii, familie, rudenii, toate din prejurul casei. S-a botezat temnicerul din Filipe cu toată casa sa. De ce dă aceste argumente? Ca să ne arate că include și prunci, și tineri, și copii. Acum mă duc la un cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos care spune verde în față. Lăsați copiii să vină la mine. La taina botezului se referă? Obligatoriu o cuprinde. Dacă, ei n-au, dacă nu sunt născuți din apă și din duh, pot intra în împărăție? Nu au cum. Deci îi aduce... Hai să luăm alt argument. De ce la 11, la 13 ani, tot am eu ceva cu 11, dar cred că 13 ani, Mântuitorul Iisus Hristos, care mergea cu părinții săi la Ierusalim, de sărbătoarea corturilor și de Paște, da? Îi lasă pe părinți deosebi deoparte, da? Și ce face? Intră în biserică și tâlcuiește locurile grele din Sfânta Scriptură. Deci în Fapte, și nu doar în Fapte, ci și în 1 Corinteni, apar mai multe instanțe în care autorii ne spun că fie un bărbat, fie o femeie, au fost botezați ei și toată casa lor. Avem cazul lui Corneliu, avem cazul lui temnicerului din Filip, avem cazul Lidiei, avem cazul Ștefanei și toată casa ei din 1 Corinteni. Și pornind de la aceste pasaje, iată că în biserica primară erau botezați și copiii mici, iată că avem motive și argumente pentru botezul copiilor mici. Numai că aceste pasaje nu sunt definitorii și nu sunt argumente solide nici pentru, nici împotriva botezului copiilor mici. De ce? Pentru că nicăieri nu se spune că acolo, în casele respective, existau cu adevărat copii mici, sugari, știu eu, sub un an, sub doi ani. Ba mai mult, dacă ne uităm mai atenți în anumite pasaje din Cartea Faptele Apostolilor, spre exemplu, vom remarca anumite elemente care ne conduc într-o direcție total opusă acestei argumentări. Vreau să vă spun doar și să vă arăt textul din Fapte 16, temnicerul din Filipii, 16:29 până la 34. Fapte 16, de la 29 la 34. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând, de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și apoi fiți atenți ce spune cuvântul. Și i-au vestit cuvântul Domnului. Remarcați vreo parte a doua a acestui verset, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Au vestit cuvântul Domnului. Voi ați vestit cuvântul Domnului unui copilaș de un an de zile? Ați vestit cuvântul că nu înțelege. Deci prin faptul că autorul ne spune au vestit cuvântul lui și celor din casa lui, ne dăm seama că acolo erau oameni capabili să înțeleagă, să priceapă, să discearnă. N-a vestit cuvântul unor copilași. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Cine se poate bucura că crede în Dumnezeu? Un copilaș mic, eu am mai mulți în casa mea, sunt foarte bucuroși, dar ei săraci până n-ajung la un anumit nivel de maturitate, mintea lor nu pricepe mult, ei sunt bucuroși că sunt sănătoși și liburta plină. De aici textul ne spune că oamenii aceștia, casa lui temnicerului, adică toți membrii familiei, au fost bucuroși că au crezut în Dumnezeu. Deci, din contră, dacă ne uităm mai atenți la anumite detalii din aceste pasaje, vedem că elementele acestea ne conduc în direcția opusă. E drept, acolo au fost și copii. Nu știm ce vârstă aveau copiii. Pentru că, atenție, noi suntem credo-baptiști.
promovăm credobaptismul. Ăsta îl credem din Scriptură. Dar atenție, credobaptismul nu înseamnă botezul oamenilor adulți numai, da? A oamenilor majori, peste 18 ani. Vreau să vă spun că credința mântuitoare se poate naște și într-o inimă a unui copil de 12 ani. Sau poate chiar mai mic. Depinde de nivelul de maturitate. Nu putem fixa o vârstă de aici încolo, mai de aici botezăm, de aici în jos nu botezăm. Nu știi, trebuie investigat, trebuie analizat cât a înțeles acel adolescent, acel preadolescent, sau cum îi se mai spune astăzi, că atâtea categorii s-au mai inventat. Deci noi credem în botezul pe baza credinței, dar aici sunt incluși inclusiv adolescenții, pe care noi nu-i numim oameni majori. Deci nu putem fixa o vârstă precisă la care Duhul lui Dumnezeu poate lucra. Nu, în viața unora poate lucra la 10 ani. În viața altora la 12. De obicei, fetele se maturizează mai repede, să știți. Noi băieți avem probleme și astea mai înapoiați. Dar fetele se maturizează mai repede. Și ați fi surprinși, cei care nu aveți copii, să știți cât de mult poate pricepe un copil de 6 ani când investește Evanghelia. Și cât de mult îl poate cerceta Duhul lui Dumnezeu și cu privire la păcat. Că Evanghelia, în esența ei, e atât de simplă încât o pot înțelege și o pricepe chiar și copiii. Sigur că sunt anumite particularități. Deci, pasajele acestea nu sunt un argument pentru botezul copiilor mici care n-au niciun fel de discernământ. Dacă vreți, mergem și în Fapte 10, casa lui Corneliu. Un alt caz. Corneliu acolo a crezut împreună cu toată casa lui, au fost botezați, ba mai mult acolo s-a produs o minune, a fost o reeditare la o scară mai mică a Rusalilor, pentru ca evreul de Petru și cei care l-au însoțit pe Petru să înțeleagă că Duhul lui Dumnezeu este dat fără discriminare și neevreilor, de aceea Dumnezeu reeditează Rusalile la o scară mai mică și acolo ne spune că atât Corneliu cât și toți cei din casa lui au început să vorbească în alte limbi, limbi cunoscute, cum au vorbit ei mai devreme în Fapte 2, da? Evenimentul pe care noi l-am sărbătorit. Ei, ce e rezonabil să credem? Că un copil de 6 luni a început să vorbească în alte limbi? Nu. Copiii care au vorbit acolo în alte limbi au fost oameni cu discernământ, da? Creaturi care au ajuns la un anumit nivel de dezvoltare a minții, au avut discernământ. Deci, din contră, când studiem mai atent aceste pasaje și aceste elemente, detalii din textele ne conduc în direcția opusă. Nu sunt un argument pentru botezul copiilor mici. Sigur, cultele majoritare tradiționale ortodoxe și catolice, pe lângă pasajele acestea din Fapte și din 1 Corinteni, mai merg și mai apelează și la pasajele din Evanghelii. Știți că în Evanghelii Iisus spune, lăsați copilașii să vină la mine și pe baza acestui verset, lăsați copilașii să vină la mine, înseamnă că noi trebuie să botezăm copiii. Dacă nu e vorba despre botez. Nu trebuie multă înțelepciune și nici școală de teologie, facultate, ca să înțelegi că nu-i vorba despre botez acolo. Hristos îi primește, îi binecuvintează, îi dă ca exemplu când vine vorba de a primi Evanghelia, să o primești ca un copilaș, dar acolo nu-i vorba despre botez. Deci, atât în pasajele din Evanghelii, cât și în pasajele din Fapte, nu găsim justificări pentru botezul copiilor mici. Thank you.